Provocare pentru adevărații fani Fixiki. Se ia telecomanda de la televizor, se învârte de 3 ori în sensul acelor de ceasornic, apoi se caută postul de... În lumea asta mare sunt și creaturi micuțe. Le vezi doar prin microscop și sunt foarte drăguțe. Simpatice, minuscule, așa-s Fixiki, da. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Fixiki. Fixiki telefonul. Micule Tom! Hă? Ghiciți de ce avem la noi? Voi ghiciți ce am? O banană, o mașină de curse. Nu, nu asta, ciocolată, șosete. Ha, vă dați bătuți? Tatăl meu și-a cumpărat un telefon nou și mi l-a dat pe cel vechi. A spus că-l pot păstra. Oh, wow! Dar voi ce aveți? Uite! Ah, și voi aveți un telefon? E mai bun ca un telefon normal. Acesta e un Fixiki telefon. Tatixi și-a luat un nou Fixiki telefon și l-a dat Simcă pe cel vechi. Poți să faci apeluri cu el? A, ia ghicește! Lasă-mă să-i arăt! Bună, Tatixi! Bună, Nolik! De ce mă suni? Voiam să te salut! Nolik, nu mă mai suna dacă știi că lucrez. În regulă! Ai văzut? Și ce? Și eu pot să sun cu al meu? Îi pot suna pe oameni, adică, dar pe Fixiki nu poți. Un Fixiki telefon este un telefon făcut special pentru Fixiki. Nu numai că Fixiki se pot apela unii pe ceilalți, dar pot accesa internetul special pentru Fixiki. Un Fixiki telefon conține o cameră foto, o lanternă, știri, jocuri, filme și Fixiki sonării. Acestea sunt melodiile preferate ale Fixikilor. Copiii Fixiki le adoră, la fel și părinții lor, deoarece Fixiki telefoanele le permit părinților să afle cu ușurință unde se află copiii și dacă au probleme. De-a lungul anilor, oamenii au învățat cum să transforme telefoanele în telefoane mobile și telefoanele mobile în smartphone-uri. Ei le folosesc pentru a se suna unii pe alții și pentru a naviga pe internet. Un smartphone este aproape la fel de puternic ca un calculator, dar va mai dura până va fi la fel de performant ca Fixiki telefonul. Da, e foarte tare, prieten! Telefonul meu face același lucru! Dar telefonul tău poate face asta? Chiar un coprivire! Adică aici? E doar un mouse! Și acum? Uite aici! Wow! Dar el nu... nu este acolo! Dar uite-i aici! Și asta nu este tot! Uite! Un mouse vă ajută să navigați pe calculator! Și când îl mutăm... Te-ai prins? Nimeni altcineva nu poate vedea un Fixiki cu excepția ta și te poate ajuta! Grozav! Oh, ar fi minunat să am propriul meu Fixiki telefon! Despre ce tot vorbești? Nu ești un Fixiki? Ah, ce păcat! Am plecat la școală, prieteni! Ah, ce s-a supărat? A uitat să-și ia telefonul! Mi-a venit o idee! Mobilul e amicul meu, îmi place atunci când sună. Chiar și atunci când eu adorm, el și-mi vis răsună. Ring, ding, ring, non stop. Ring, ding, ring, non stop. Ring, ding, ring, non stop. Chiar dacă eu dorm. De când eu am telefon, de ei nu depind. De părinți eu am uitat, la telefon vorbind. Ring, ding, ring, non stop. Ring, ding, ring, non stop. Ring, ding, ring, non stop. De ei nu depind. Am un mail și un mesaj, eu răspund imediat. În priză am uitat să-l bag, acum s-a descărcat. Ring, ding, ring, non stop. Ring, ding, ring, non stop. Ring, ding, ring, non stop. Acum s-a descărcat. Ring, ding, ring, non stop. Ring, ding, ring, non stop. Ring, ding, ring, non stop. Acum s-a descărcat. Am terminat! Piriș! Uite, este un... surpriză! Wow, e grozav! Am propriul meu Fixiki telefon! E exact ca al tău! Ei bine, pe aproape! Micule Tom! Micule Tom! Lasă-mă să-ți folosesc telefonul pentru a mă suna! Trebuie să-mi găsesc telefonul! Oh, wow!
ai schimbat totul pe aici. Unde sunt? Cred că sunt Tatixi. Ce poreclă interesantă mi-ai găsit. Nolik, termină! Nu am timp de poznele tale. Cum? Cine este? Nu e Nolik. Cine este? Știi cumva pe cine am sunat? Știe cineva al cui este acest telefon? Ah, l-a găsit mama. Vin acum. Ne ocupăm de numere mai târziu. Oh, Tatixi va fi foarte supărat. Dăm telefonul tău, micule Tom, și voi șterge toate numerele Fixiki din el. Dar cum mă mai pot suna atunci? De ce trebuie să ne suni? Suntem mereu prin preajmă! Dacă ți-a plăcut Fixiki, abonează-te! Fixiki. Șuruburi. Și desigur, toate componentele dispozitivului trebuie fixate între ele foarte strâns. Ce faci acolo, colega? Astăzi se întoarce Elisa din concediu. Și deci am decis să fac curat în laborator până ajunge înapoi. Ce inițiativă nobilă! Acum, unde eram? Spuneai că toate componentele trebuie să fie fixate. Ai dreptate! Ce putem folosi pentru a fixa componentele? Fire? Un șurub? Ce altceva? Alt șurub? Deci până acum avem în total 2 șuruburi. Simca? Pentru a fixa părți de lemn sau de plastic una de cealaltă, putem folosi cuie. Cuiele sunt fixate cu un ciocan. Cât despre metal sau piatră, trebuie mai întâi să faci găuri pentru șuruburi. Pentru a ajuta un șurub să se fixeze mai bine, poate fi inserat într-o ancoră sau un diblu. Diferența dintre șuruburile pentru metal și cele pentru lemn este că cele din urmă au capătul ascuțit. Șuruburile pentru metal sunt inserate într-o gaură care deja are un filet sau într-o bioliță. Iar dacă nu există niciun cui sau șurub prin preajmă? Atunci un fixic se poate transforma într-un șurub și se va înșuruba singur! Uite așa! Excelent executat! Fire, crezi că poți și tu? Evident! Hezia! Nolik? Aș putea să nu fac și eu? Cum adică să nu faci și tu? Stai, am pornit cu piciorul greșit. Nu, văd că era piciorul bun. Nu fi speriat! Ai mai făcut asta de 1000 de ori. Ai dreptate. Ar fi trebuit să verifici mai întâi dacă dispozitivul e scos din priză. Da, ar fi trebuit. De data asta nu se va mai întâmpla. Este totul sub control. Tot mi-e frică să o fac. Ce-ar fi să mai încerci o dată? Și cine a venit cu ideea de a face șuruburi? Conform legendei, șurubul a fost inventat în epoca antică de către mărețul Arhimede. Folosind un mecanism asemănător șurubului, Arhimede a construit o mașinărie care putea să extragă apă dintr-un canal. În Roma antică, oamenii foloseau șurubul de lemn în prese pentru a stoarce uleiul din măsline. Șuruburile erau folosite și în componența burghielor și cricurilor de ridicare. Folosirea șuruburilor pentru a fixa ceva nu a început decât abia în secolul al XV-lea, dar imediat după aceea, șuruburile au devenit atât de populare încât astăzi e greu să găsești ceva fără șuruburi. Iar dacă vreunul dintre aceste șuruburi se deșurubează, noi Fixiki vom veni să salvăm situația. Deoarece nu ne transformăm în șuruburi doar când e nevoie să ne ascundem de oameni. Suntem mereu pregătiți să oferim ajutor când e nevoie. Nolik, hai să încercăm împreună. Nu-ți fie frică, suntem aici lângă tine. Gata? Nolik, urmărește-mă, fiule. Nu m-am mai înșurubat de 100 de ani, dar tot nu mi-e frică. Ai văzut? Fare la ureche. Bunicule? M-am blocat. E doar vina mea. Să nu vă îngrijorați. Profesor Eugenius, poți să-l deșurubezi pe bunicul? Vin imediat. Bunicul a rucinit. Probabil de la vârstă. Știu ce ar ajuta? O picătură de ulei. Hei!
Au! Profesor Eugenius, ai pățit ceva? Sunt bine, mulțumesc de întrebare. Ai grijă, va cădea. Trebuie să fixăm raftul de perete. Noli, ajutor! Nu putem fără tine! Simca, îmi este frică. Nolik, salvează-mă! Ce se petrece acolo? Nimic, colegu. Doar am fost îngropat puțin. Ei, mă poate deșuruba cineva? Aș vrea să pot. Iar noi ținem raftul fixat. Și Nolik? Și eu, am reușit. M-am înșurubat. Felicitări, Nolik! Știam că poți. Și cine ne va ajuta acum? Eliza va ajunge aici în curând. E în regulă, o așteptăm pe Eliza. Da, atâta timp cât avionul ei nu are întârziere. Fixiki. Piatra. S-a întors micul Tom! Ura! Și? Cum v-ați distrat cu cortul? Super! Trebuie să vedeți ce-am găsit. Pietre? Și nu doar atât. Ăla e un șurub? Arată cam ciudat. Pentru că a fost pietrificat acum 1.000.000 de ani. Șuruburile nu existau pe atunci, au apărut mai târziu. Și de unde am ști asta? Ar putea fi primul care a fost descoperit. Poate nu e un șurub oarecare. Știi ce zic? Vrei să spui că am putea să privim un... Fixiki! Cred că strămoșilor au apărut nu acum mult timp, chiar atunci când oamenii au început să inventeze dispozitive complicate. Dar dacă nu e adevărat? Poate că acum 1.000.000 de ani înainte de dinozauri exista un alt fel de fixichii care populau pământul? Și poate existau și oameni de atunci. Și fixichii nu se ascundeau de ei, poate erau prietenii pe care îi ajutau cu de toate. Împreună creau invenții, construiau clădiri și făceau descoperiri științifice. Dar apoi a venit o catastrofă oribilă și întreaga civilizație a dispărut. Și dacă într-o bună zi oamenii de știință descoperă urme ale acestei civilizații, atunci fixichii antici vor fi descoperiți și ei. Asta ar fi așa grozav. O, imaginația mea m-a dus departe. Ai dreptate, ar putea să ne fie stră-stră-străbunic. Sau stră-stră-străbunica. Credeți că am putea să-l readucem la viață? Am putea să-l înșurubăm. Vă luați energia din electricitate, așa-i? Ce idee bună! Dar dacă stră-stră se sperie pentru că totul e diferit? Îi putem construi o lume preistorică în care să se trezească. E timpul să readucem la viață. Și tu, micule Tom, mai bine te-ai deghiza. Îl rupem dacă îl forțăm așa. Trebuie să găsim altă cale. Avem nevoie de mai multă energie. Nu există electricitate pe atunci. De asta nu merge să-l electrizăm. O, stră-strămoșul nostru, care a venit printre noi în vremurile depărtate, fie liberat dinăuntru acestei pietre! Fii liber! De ce e mereu atât de greu cu rudele? Trezește-te! Trezește-te! Și ce-ar fi dacă... Hai să cântăm cântecul despre șuruburi. Cântecul nostru. Nolik, nu va funcționa. N-ai de unde să știi. Putem măcar să încercăm. Dacă de șurub nu-ți pasă, o să vezi tu ce o să iasă. Fără ele tot se strică, asta nu-i problemă mică. Uite, se mișcă. Posibil. Chiar s-a mișcat. Dacă de șurub nu-ți pasă, o să vezi tu ce o să iasă. Cultum, hei, cum a fost cu cortul?
Mi se pare că un succes. Da. Deci, ia să vedem ce ai găsit. Știi ce e asta? Păi, e o piatră. Nu este. E o tulpină a unui crin de mare. Adică o floare? Adică un animal care trăiește pe fundul mării. Tulpina sa îl face să arate ca o floare, ca un crin. Pe planeta Pământ sunt multe pietre. Unele sunt ascunse adânc sub pământ și altele apar odată cu lava vulcanică. Mai țineți minte poveștile cu vrăjitoarele rele care transformă totul în piatră? Păi, chiar e adevărat! Doar că fără magie! Unele plante și animale preistorice au fost pietrificate de mult și au rămas așa încă de atunci. Mulțumită lor, putem să ne facem o idee despre cum era viața pe pământ acum milioane de ani. Și astea se cheamă degetele diavolului, strămoșul calamarului. Cum știi toate astea? Când eram de vârsta ta, colecționam tot felul de fosile și pietre. Hai să mergem, îți voi arăta colecția mea. Crezi că vreun strămoș de-ai noștri era crinoid? Păcat. De ce oare m-am lăsat dusă de val? Nu au existat fixichii străvechi în lume. Dar eu tot cred în ei. Doar nu au găsit încă pietra potrivită. Dar o vor găsi, sunt sigur.